Ministerul Educației, în parteneriat cu Școala de Valori, Kaufland derulează proiectul Ajutăm Împreună, dedicat copiilor din învățământul gimnazial. Așa se face că elevii școlii gimnaziale numărul 3 sunt beneficiari a 30 de calculatoare. Scopul proiectelor educaționale și sociale susținute de acest parteneriat este facilitarea accesului copiilor la educație, încurajarea frecventării școlii și prevenirea abandonului școlar. Din municipiul Suceava, Școala 3 este singura care a beneficiat de acest proiect. Astăzi, în școala noastră este mare bucurie între elevi, deoarece Kauflandul, împreună cu Școala de Valori, sub înaltul patronat al Ministerului Educației, aduc un număr de 30 de calculatoare performante pentru dotarea laboratorului de informatică din școală. În acest proiect Ajutăm Împreună vor fi dotate un număr de 102 școli din 72 de orașe unde sunt magazine Kaufland din țară și vor beneficia de calculatoare un număr de 29.000 de elevi din clasele gimnaziale. Proiectul Ajutăm Împreună susține proiecte sociale și educaționale care au ca beneficiari direcți elevii. Prin urmare, școala noastră a îndeplinit condițiile pentru a se încadra în acest proiect național. Laboratorul de informatică este deja pus în funcțiune. Elevii școlii au prezentat proiecte chiar în ziua inaugurării. La eveniment au participat atât reprezentanții Școlii de Valori, cât și ai Inspectoratului Școlar Suceava, care au fost răsplătiți de către elevi cu un spectacol. Ce